Au început lucrările noului adăpost pentru câinii fără stăpân. Noul adăpost se construiește în localitatea Halânga, în urma unui protocol încheiat între UAT Drobeta Turnu Severin și UAT Izvorul Bârzii. Acesta va avea o capacitate de 750 de locuri. Am hotărât să nu eutanasiem câinii, să avem corect, grijă. Motiv pentru care vă mulțumesc. Da, și nu numai noastră, sunt... Cred că sunteți... discuția și cu cetățenii și cu cei care iubesc animale, așa am hotărât că e mai bine să le creăm anumite condiții. E o cheltuială pentru primărie, dar nu este atât de mare încât să omorâm aceste animale. Să știți animale. Că suntem printre puținele orașe care nu eutanasiam. Și vă mulțumesc încă o dată. Câinii fără stăpân din Drobeta Turnu Severin vor avea o nouă casă la standarde europene. Chiar dacă în alte localități din țară câinii fără stăpân sunt eutanasiați, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a luat decizia de a înființa un nou adăpost pentru câini. Noul adăpost pentru câini se construiește în localitatea Halânga, în urma unui protocol încheiat între UAT Drobeta Turnu Severin și UAT Izvorul Bârzii și va avea o capacitate de 750 de locuri. Sunt convins că acest adăpost va asigura în totalitate posibilitatea ca toți câinii din municipiul Drobeta Turnu Severin să fie luați de pe străzi. E un lucru extraordinar și pentru animăluțe, pentru că ele vor avea condiții europene de trai, să zic așa, sunt toate condițiile create să poată fi ținute într-un cadru normal, dar în același timp rezolvăm și problema adăpostului din acest moment din municipiu. Acest adăpost este într-unul din cartierele orașului, cartier care s-a extins enorm de mult în ultimii ani și creează prin mirosurile degajate probleme cetățenilor din zona. La sfârșitul anului acest lucru va fi rezolvat și pentru cetățeni, dar și pentru câinii din municipiu. Noua investiție va îndeplini toate condițiile unui adăpost modern, cu o clădire administrativă și boxe la standarde europene. Va fi construit pe o suprafață totală de peste 15.000 de metri pătrați. Promis, în spatele nostru vom avea un adăpost de câini la standarde europene. Doamnele sunt două iubitoare de animale și ne-au ajutat foarte mult în perioada, în anii în care am conlucrat cu dumnealor. Este important că sunt oameni care iubesc foarte mult animalele și le acordă, uitați și dumneavoastră, lumea celor care nu cuvântă, le acordă mare atenție. Eu sper să fiți mulțumite de ceea ce facem noi aici. L-am scos și din oraș ca să nu mai deranjăm cetățenii, dar așa cum o să vorbiți și cu domnul doctor, vom avea chiar condiții europene. Ne vă mulțumim foarte, foarte mult. În sfârșit se întâmplă, sunt doar două județe în România care au adăposturi la standarde europene, este Galațiul și iată și noi. Și suntem foarte, foarte bucuroase că acești căței necăjiți, abandonați, deci sunt căței care au nevoie de ajutor și de un spațiu în care ei să trăiască, iar parteneriatul nostru este acela în a le găsi adoptatori. Deci mergem și lucrăm împreună și îmi doresc foarte mult ca tot ce se întâmplă în spatele nostru să devină realitate în următoarele 12 luni și căței necăjiți să aibă aici cele mai bune condiții. Este o problemă foarte, foarte gravă, foarte mare, pentru că ține de educația oamenilor în județul nostru și mă gândesc că nu numai în județul nostru. Dar împreună trebuie să mergem și pe campanii de conștientizare și de educare a populației și mai ales căței aceștia care vor veni în adăpost și care provin într-adevăr de pe străzi, nu trebuie să fie un factor încurajator ca oamenii să-și abandoneze în continuare căței. Mai mult decât atât, sunt căței care sunt abandonați bătrâni sau în stare foarte gravă de sănătate. Și atunci, într-adevăr, noi îi luăm pe aceștia cu prioritate și pui, iar ceilalți, prin parteneria cu primăria, vor veni aici în adăpostul ăsta foarte, foarte drăguți și pe care abia îl așteptăm. Este foarte adevărat că suntem destul de puține, dar vocale
și împreună trebuie să găsim soluția prin sterilizări. Noi am făcut deja a doua campanie de sterilizări gratuite în turnul Severin și vom mai face. Și atunci, iată, iarăși, ori pe ordinea de zi, sterilizarea și campanie de conștientizare a oamenilor, ca în secolul 21 și într-o Uniune Europeană și într-o țară care aspiră la oameni civilizați, trebuie să rezolvăm problema aceasta, nu cu eutanasiere. Abandonul este cea mai mare problemă și absolut, care e foarte vizibilă. Absolut. Deci abandonul cățeilor de către locuitori, că sunt la în mediul rural, că sunt în mediul urban, asta știu să facă. Și este foarte, foarte grav. Dar noi putem schimba. Noul adăpost pentru câini va fi dotat cu dispensar medical, padocuri, stație de epurare, bazine tanjvidajabil, crematoriu, spații pentru personalul care supraveghează animalele. În sfârșit am reușit, cu ajutorul primăriei și a domnului primar, care s-a implicat personal, să avem și noi un adăpost modern, conform legislațiilor în vigoare, un adăpost european, în care care să ne ajute să prevenim abandonurile, să prevenim mulțirea necontrolată a câinilor. Avem în incinta adăpostului sale de operație, unde vom putea steriliza și astfel nu se vor mai mulți câinii. O să putem preveni riscul agresivității câinilor față de animale, față de oamenii de pe străzi. Să sperăm că totul va fi ok și să ne bucurăm de acest adăpost nou. Valoarea totală a proiectului este de peste 6 milioane de lei, iar sursa de finanțare este bugetul local. Termenul de execuție al adăpostului pentru câini este de 12 luni de la data începerii lucrărilor.